Nu aia neagră a familiei, într-un fel. Că am fost mai altfel, mai rău, mai rebel, mai neascultător. Chiar nu știu de unde e spiritul ăsta. Probabil din muzică. Am două proiecte, două trupe. Colegii mei de trupă mă susțin că am venit aici și chiar ei au spus du-te, du-te, că merită. Poate ai o șansă. Ei cred că am o șansă. Când intră Mihai pe scenă la un show al nostru, întotdeauna se vede asta și lucru cel mai important după mine, pe lângă vocea lui Mihai, e carisma lui. Și freza. Și privirea. Are multe fane. Nu sunt multe. La concert are publicul lui care vine pentru el numai să-l vadă, grupul lui de fete. Anul acesta am așteptat foarte mari de la X Factor, simt că e anul meu și e anul în care pot deveni un superstar. Bună ziua! Semeni cu Superman! Cu Superman, da? Clar că. Da? Am 13. Ia pe opa asta! Ce să fac? Cum te cheamă? Mă numesc Tăbăcaru Mihai, am 21 de ani și sunt din Cluj. Da, că... da? Dar știi că Mihai. Superman este una din cele... patru faze ale beției. Care celelalte? Păi una e cloșcă. Superman. Și dentist. Să nu se... Să... Și a patra? A patra nu mai știu. Era la început, dar mai luat-o repede. Nu, da, nu contează. Simt că nu prea... Am emoții, că e multă lume.